tinerul trebuie să fie conștientizat ce înseamnă tinerețea, cât e de frumoasă tinerețea, cât e de sfântă tinerețea. Iată cum trebuie să gândim și să vorbim despre tinere. Așa e făcută inima omului, care bate în ritm cu universul întreg și cu inima lui Hristos. Nu deajaba tânărul apostol Ioan Evanghelistul la cină ce de taină și-a plecat capul pe pieptul lui Hristos și-a ascultat cum bătea inima Fiului Dumnezeu în aceste ore supreme. Ori aceasta trebuie să facem ce-a făcut Ioan, să facem toți. E plecând urechea la pulsul universului. Și acest univers vorbește despre Dumnezeu. Asta e. Dorul de rai îl duce pe un tânăr în rai. Dorul de Dumnezeu, dorul de Maica Domnului, dorul de Sfinți. Când vezi universul întreg, ordinea din spațiu, disciplina, rânduiala din spațiu, zice, nu mai trebuie să fii absolut nebun să crezi că această lume e rezultatul hazardului, a întâmplării. Cât sunt importante pentru preasfinția voastră întâlnirile cu tinerii? Pentru mine, orice întâlnire e foarte importantă. Nu numai cu tinerii. Cu orice ființă omenească, deosebit e importantă. Pentru că eu când mă întâlnesc cu un om, parcă mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și atunci trebuie și tinerul trebuie să fie conștientizat ce înseamnă tinerețea, cât e de frumoasă tinerețea, cât e de sfântă tinerețea, cât de mult este, cât e de sfânt trupul tânărului, milosă, a flori și a țarenă, și a câmp cu flori, sunt mirosuri în Dumnezeu, în timp ce în trupul tânărului, în bătrânilor, sunt deja începe să miros a putregai și a mormânt. Dar trupul tânăr mirosă a flori și a primăvară. Și aceasta trebuie conștientizat. Trupul însă și a tânărului e un miracol. E un miracol când vezi trupul tânăr atât de perfect, atât de frumos. Ați văzut că și în artă e luat ca model, ca prototip a chipului omenesc și tânărului, nu moșneagă. Asta trebuie oricare pedagog, oricare duhovnic, oricare tată, oricare mamă să-i spuie, dragul meu, tu ești ca Adam când a fost în rai, înainte de a cădea în păcate. Tu ai corpul tău ca un vas cu adevărat al Duhului Sfânt și Sfânt. Și privirea ta, și ochii tăi, și gândirea ta, și piciorul tău este așa de frumos și așa de sfânt. Totul este armonie. Da. Și atunci vorbim mereu numai de aspectele negative. Aspectele negative nu reprezintă tineretul. Sunt stelele de decadență a acestui creaturi al lui Dumnezeu. Rozar, Dumnezeu nu l-a creat pe Adam, l-a creat pe Adam. Dumnezeu moșneag? Sau crezi că l-a creat bărbat, cum să spun, bătrânit? Nu. El a fost curat, el a fost materia, el era nepervertită, nestricată. În trupul nostru. De aceea, din nu a trebuit Adam să, Domnul Dumnezeu să ia ca să-i facă soția din pământ. N-a făcut-o pe Eva din pământ. A făcut-o din acest trup nestricat, perfect, desăvârșit, sfânt, care era trupul lui Adam. Și după rătăcirea pe drumurile cele străine ale vieții, te întorci apoi, dacă te întorci,
te întorci apoi către Dumnezeu, către Tatăl din ceruri, rupt și dezvăcat și în tot chipul batjocorit. Așa se întâmplă. Ei, Tatăl din ceruri, în pilă cu Fiul rătăcitor, l-a respins, nu l-a respins, l-a așteptat, l-a văzut când s-a apropiat de casă. A alergat tata înaintea lui, l-a îmbrățișat tata. Nu a zis că ești în pielea goală, că ești în trupul gol, că ești în numai hainele care miros a gunoaie și a porș. N-a zis tata, l-a primit, a fost pruncul lui, copilul lui, l-a primit în brațele lui și l-a îmbrățișat și a dat ordin. Spălați-l, curățeți-l, îmbrăcați-l, puneți-l iar înapoi, că e copilul meu. Asta face Dumnezeu Tatăl și la un copil. Adică Dumnezeu ne așteaptă. Și ceea ce face, ce a făcut Tatăl Fiul Rătășit, face și Dumnezeu atunci când un tânăr se întoarce și se căiește și își plânge păcatele acolo la picioarele altarului. Sub umbra patrafirului își povejește păcatele cu toată puterea lui și cu toată căința lui. Deci de iubire, cu iubire trebuie, are nevoie tineretul să fie iubit așa cum este, dar să fie cu adevărat iubit. Are nevoie tineretul, apoi în același timp, de prietenie. Cel mai frumos dar pe care dorești să-l cucerești, să ai prieteni, să fie prieteni. Nimic nu e așa de plăcut ca și prietenia. Prietenia adevărată. Prietenia este împlinirea. Tu, când ai un prieten, se dublează sfințenia ta. La sfințenia ta se adaugă sfințenia prietenii tău. La gândurile tale curate, să pună alături gândurile curate a prietenii. La intențiile tale bune, vine și prietenii tău cu intențiile bune. Și așa, unde unul nu-i putere, la nevoie și la durere, unde doi puterea crește și într-urmanul nu sporește. Diavolul nu sporește când ai un prieten. Prieten adevărat, prieten care are inimă, prieten adevărat, prieten care este omul lui Dumnezeu, să se îndublează, să se multiplică puterea și ajutorul tău. Deci, de iubire are tine, fiecare tine nevoie, de prietenie în al doilea rând, de ocrotire în al doilea rând, de ocrotire. Fiecare tine are nevoie să fie ocrotit cineva. În început, ești sub aripa mamă, te ocrotește mama. Te învață să înveți în picioare în cioruță, îți pune o hăinuță, te hrănești și te îngrijește. Deci, simte nevoia, puiul de om simte nevoia de ocrotie, să-l ocrotească cineva. Puiul acesta mic de om simte neputincios, simte nevoia ca mămica când se ridică, întinde mâinile ca să îl sprijinească mama și tata. Are nevoie de sprijin, de ocrotire a cuiva. Această dorință și nevoie, lipsa aceasta de ocrotire, o simte foarte puternic tânărul. Simte foarte puternic tineretul să fie ocrotit. Să-l ocrotească cineva, nu să-l condamne, nu să-l judece, nu să-l bajocorească, să-l ocrotească, să-l ajute. Deci acestea are nevoie tineretul de dragoste, de prietenie, care tot o iubire fructificată, de ocrotirea celorlalți. Toată societatea trebuie să-l ocrotească pe tine. Asta e secretul, asta este datoria ceasului de față. Dacă vrem să nu ne înghită infernul, întreaga societate, că de la societate, de aici pleacă salvarea societății și omenirii, de aici, de la tineret. Să te întorci cu fața către învățătorul suprem a omenirii, către Hristos. Și de la El să înveți cum să fii om. El poate fi mentor. Cred că n-ați uitat ce v-am spus. El este mentor, El este modelul nostru tuturor. Să îl cunoaștem, să ne întoarcem cu ochii, cu mintea noastră spre Hristos. El este Fiul omului. Este omul în adevăratul înțeles al cuvântului. Noi ceilalți, de la copil până la morneag, suntem oameni cu neputință, cu patimă, care avem în cap
ceea ce ne-a bădat în cap cei fără de Dumnezeu. Un țăran de multe ori, un muncitor simplu, aceasta am trăit, am experimentat și acum, țăranul, muncitorul, omul acesta, de multe ori, este cu mult ne depășește pe noi cei cu studii multe și cu multă carte. Pentru că el aude glasul, ascultă glasul conștiinței. El aude inima că bate în ritm cu inima Universului și cu inima lui Dumnezeu. Că așa e făcută inima omului, care bate în ritm cu Universul întreg. Pulsul Universului! Și acest univers vorbește despre Dumnezeu. Asta este. Și nu oricine e în stare să facă ceva aceasta. Nu vrea să facă. Și eu am spus de mult, nu mă, așa, ca toată baba, nu cred. Baba aceasta este mult mai de valoare în fața Universului decât savantul. Savantul care te gândește pe Dumnezeu. Mai are România. Eu când văd țara, asta mi se pare că văd țara în România, când o privesc, mi se pare că văd pe mama. Fața țării, fața României, pentru mine fața e atât, așa mă feric, așa sunt de fericit, ca și cum aș vedea pe propria mea mamă. Munții noștri, florile noastre, păsările, izvoarele, toate aceste ceruri, pindu-o dacă privesc cerul, ce mie. Când mă uit la cerul semen, eu întotdeauna sunt convins că îl văd pe Dumnezeu în față. Știu că undeva e acolo și când văd, când mă privesc la cerul semen. Înțelegi? Pe asta este. Toată frumusețea aceasta în Dumnezeu. Toată frumusețea. Dați-vă seama cât de miraculoasă este creația lui Dumnezeu. Voi spune și așa, nici voi și nimeni nu vrea să se gândească așa. Dacă eu îmi pun de lut, ce-i mai prețios în lumea așa? Aurul ăsta. Aurul. Pământul, nimeni nu-l consideră de prețios. Cel mai de plin lucru este pământul. Nici aur, nici pietre, nimic nu așa. În primul rând, din pământ suntem făcut noi. Așa este. În a doilea rând, pământul acesta este înzestrat de Dumnezeu ca atâtea daruri de care ne tot rămâi uluit când văd toate daruri, ține un pumn de pământ. Din același pumn de pământ, așa sărâne, rodește grâu. Așa este. Rodește porumb, rodește cartofi, din același pământ. Și toate legumele, din același pământ. Ce uite, aia că nu e așa, adică pământ. Așa este. În același pământ este culorile. Florile din același pumn de pământ, toate culorile posibile și imposibile. Din același pumn de pământ. Este toate aromele, toate gusturile, toate mirosurile. Păi v-ați gândit vreodată? E fantastic! E fantastic! Nu v-ați ce spun? Iată cu câte daruri înzestat Dumnezeu când a făcut pământul. Extraordinar! E primăvară, iară și primăvară, e fiecare margini de făgaș, strămoșii, degetele afară, de ghiocii, de crin, de toporaș. Se simte iarăși mirosul câmpii, din nou aruncă soarele pojar, la cântecul înalt al ciocârii. Ies roadele cu capetele afară.